Ok, astăzi avem un mouse pentru care nu prea am văzut niciun videoclip pe YouTube. Este un mouse ce poate înlocui foarte ușor un mouse Magic Mouse de la Apple, ceea ce nu de multe ori este în regulă, pentru că ori este prea mic pentru mână, ori nu îndeplinește funcționalitățile de unui mouse normal între click-uri, pentru că ei se duc foarte mult pe gesturi, nu click-uri normale. Și este vorba astăzi despre wireless mouse PUC de la Trust, ce poate fi utilizat și pe un Bluetooth, dar în același timp poate fi utilizat și pe un alt device prin USB, ceea ce este super ok. Încă un lucru foarte interesant la mouse-ul ăsta, adică nu trebuie să cumperi baterii, are o baterie reîncărcabilă, ceea ce este superb, nu mai cheltui alți bani în plus pe baterii, ci automat are bateria internă a lui, în ce detare, și click-urile sunt silențioase. Haideți să vedem cât de silențioase sunt aceste click-uri. El se poate reîncărca prin cablul lui Type-C, e în regulă, aici sunt câteva specificații. Ce conține pachetul, pe ce platformă poate fi utilizat, atât încât USB și Bluetooth, diferite specificații în alte limbi. Și asta este cutiuța lui. Deci să vedem, avem aici în interior mouse-ul, care este într-o mică punguță. Cablu USB-A la USB-C. Nu mi-este mie de foarte folos, dar îl putem ține în continuare aici. Aici este unde a fost mouse-ul, ceea ce a fost protejat pe transport. Foarte drăguță împachetarea și ceva maculatură. Legal cumpus, ok. Foarte multă hârtie, inutil. Și aici este manual de utilizare, practic nu este foarte complicat, complex sau așa mai departe, și este foarte basic, din câte zic eu. Avem așa și să scoatem mica jucărie. Unde este foarte atingerea plăcută, este extrem de plăcută atingerea. Are acest USB, în cazul în care vrei să-l folosești prin stick. Ok, arată impecabil din privința mea. Ar fi foarte bun dacă avea și acele două click-uri de back și forward, ar fi foarte interesante. Cam atât de grosuție, imită aproape perfect Magic Mouse-ul. Are spatele mai ridicat decât fața, ceea ce, adică un finisaj și plăcut, pentru că automat intră mai mult în palmă. Și este chiar interesant, zic eu. Fiabil. Mufa Type-C. Ok, și haideți să vedem. Să spunem că nu știm să-l conectăm deloc. Haideți să vedem privind conexiunea lui. Vom încerca pe un MacBook, pentru că despre asta vorbim mai devreme. Pentru MacBook a fost cumpărat acesta. Intrăm la Bluetooth. Ok, pentru a conecta acest mouse. Avem aici mouse. Ok. Nu știu cât de bine se vede, dar putem face în felul următor. Aici mouse-ul. Laptopul de conectare, ok. Deci nu vreau să-l folosesc nici prin cablu. Nu vreau să-l folosesc nici cu dongle, cu acel USB. Vreau să folosesc pe un Bluetooth. Ok. La pasul numărul 3 avem un filmator. Turn on. Tonul și imediat s-a și conectat, după care se poate vedea. Însă, conectarea este în felul următor. Oh, este chiar smooth. Trebuie să ții apăsat timp de 5 secunde pe butonul acesta roșu. Va licări intermediar LED-ul din mijloc, fiind cel de Bluetooth. Primul LED este verde pentru USB, al doilea pentru Bluetooth, ok. Și foarte interesant, la Mac
este că se dezactivează instant trackpad-ul în timp ce ai conectat un mouse. Useful, very useful, pentru că când scrii stai cu mâna pe trackpad. Ok, mergem mai departe. Aici avem cum se poate conecta la un Windows, not useful. Aici de asemenea Windows 7, aici a fost Windows 10 și 8. Ok, și aici prin Bluetooth la Mac. Ok, se poate utiliza și pe un Android, de asemenea și poate pe o tabletă, pe un iPad se poate utiliza, tot la fel prin Bluetooth. Foarte interesant. Și aici din setări se pot schimba specificațiile click-ului propriu-zis, viteza să fie schimbat click stânga, ok. Iar legat de scroll, pentru că știm cu toții că scroll-ul este invers decât la Windows, jos e sus și sus este jos, este fix invers, există un buton aici, scroll direction, natural, de la Mac, dar poate fi debifat și automat scroll-ul se comportă normal ca și la Windows. Sincer, nu știu ce să mai spun legat de acest mouse, deoarece este totuși un mouse, nu pot spune foarte multe despre el. Am folosit Magic Mouse-ul și m-a lăsat nu prea ok cu un gust în gură, pentru că este foarte mic, asta este un pic mai măricel și foarte fiabil. Încă un lucru pe care am uitat să-l specific, are un buton de modificare DPI. Acest mouse are 3 modele DPI, să spun așa. Este vorba de 800, ok, văd că sunt 4, 800, 1000, 1200 sau 1600 DPI. Acest lucru ajută foarte mult în momentul în care lucrezi foarte mult cu mouse-ul și, nu știu, sunt foarte încântat, merge pe aproape orice suprafață și ce pot spune, este un mouse ideal. Iar pentru încărcare, din păcate, nu știu dacă se specifică clar undeva acest lucru, însă acest model de laptop are doar USB-C. Și eu voi folosi un cablu personal și de asemenea merge și prin cablu fără probleme. Și se și încarcă în același timp, ceea ce este superb. Legat de încărcare, poți pune pe off, mouse-ul automat s-a oprit, dar putem vedea aici că este roșu. Acest lucru înseamnă că se încarcă, va licări culoarea roșie, până în momentul în care va fi încărcat 100%, ori schimbă culoarea în verde, ori nu se mai prinde nicio lumină. Nu pot garanta concret ce culoare va fi aici, pentru că încă nu am încărcat 100% din păcate, dar așa se arată că se încarcă, ceea ce este foarte interesant, să zic așa, pentru că nu automat nu o să uiți de el. Bă, s-a încărcat, nu s-a încărcat, totuși în 5 minute se încarcă destul de mult. Și bateria, din câte am înțeles, este de 400 mAh, ceea ce este o capacitate destul de măricică, din câte zic eu. Și ține destul de mult. Din păcate, de asemenea, este made in China, ca orice alt produs, dar este un produs de calitate, este un model Trust. Eu mai am alt model de mouse, tot de la Trust, dar din păcate este pe USB. Eu utilizând un MacBook, din păcate nu am foarte multe opțiuni pe partea de USB-uri, decât două Type-C-uri, ceea ce îmi strânge libertatea de a utiliza USB-urile și mi se pare foarte interesant, pentru că în clipa în care l-ai pornit, s-a și conectat. Foarte useful din privința mea, ceea ce în încheiere aș putea spune că este un mouse la un preț destul de mic față de cel Magic Mouse. Sper să ajute acest review pentru acest mic mouse Trust Puc. Se numește, este foarte util. Pentru mine, cel puțin. Sper că și pentru voi. Toate cele bune și vă doresc o zi bună în continuare.